Un om, un avocat de meserie, Gina Halas, care a protestat în fața parchetului de pe lângă o judecătorie din capitală. Foarte simplu, este foarte simplu. Pentru că de 4 ani, de 3 ani și ceva, de 4 ani, nu vrea nimeni să se uită. Deci nu vor, înțelegeți, nu vor. O chestie foarte simplă, a dat în judecată pe omul de afaceri care i-a construit ceva. Nu s-a, din punctul ei de vedere al avocatului, omul ăla nu s-a, nu și-a onorat, ca să zic, angajamentele față de cel care căruia presta servicii și s-au ajuns oamenii în instanță și trebuie să meargă, nu în instanță, au ajuns la parchet, a făcut plângeri, dar nimeni de la parchet nu vrea să o cheme, să zică, domne, ce vrei sau ceva, înțelegeți, este inadmisibil. Și bineînțeles că avocata sună, dacă mie avocatul, un avocat, inspecția judiciară și de la CSM, toți băieții și-am răspund cum răspund, sunt parte, sunt colega lor, sunt... Înțeleg ce îmi spun, dacă, mă rog, cu mine se poartă așa, cu alții care nu știu meserie, care nu înțeleg cum e cu legile, cum se poartă, cum se poartă. În câteva clipi o să intrăm în legătură telefonică directă cu doamna avocat, care este la capătul răbdării, pur și simplu, și dânsa este parte din cei care sunt la capătul răbdării. Foarte mulți oameni în țara asta, pe chestiuni foarte simple, nu e cu Maior, cu Chioveșii, cu telefoane, cu... Nu, sunt chestiuni simple de viață. Te supără unul, dai în judecată și vrei să vină cineva, un procuror, un judecător, care să zică cum e treaba. Procurorul pe partea lui, judecătorul să dea o decizie finală ca să înțelegi pe ce lume ești. Nu, în România, domne, până mor nu există dreptate. Nu, trebuie să te ducă ăștia în pragul cancerului ca să poți să, nu știu, să zici, domne, renunți, lasă așa, oricum ar fi, lasă așa, mai bine sănătatea, știți? O să detaliem cazul în câteva clipe și o să vedeți la ordinea zilei iară un lucru care ne-a oripilat astăzi. E vorba despre o femeie care a fost victima unui accident de circulație. Se întâmplă, da? Se întâmplă, ferească Dumnezeu. Oricine poate să fie victima unui accident de circulație. Stare foarte gravă, picior. A stat femeia în comă, au plimbat-o, să vină smurdu, să nu vină smurdu, să fie la Roman la spital, ba nu, ne întoarcem, stai așa că nu suntem dotați, să vină din nou elicopterul, până toate 7 ore. 7 ore, după 7 ore și-a pierdut piciorul. Putea să fie salvată, putea să nu rămână o loagă, putea să se întâmple lucruri. Putea, asta este ideea. Cu toate intervențiile, tot timpul ăsta, nu vă imaginați, a fost o ambulanță, medicii de acolo au decis într-un fel, au fost într-un spital, au indus-o în comă și la un moment dat au zis, aoleo, nu mai putem, că n-avem ce ne trebuie sau nu știu ce n-avem. Spital de oraș, nu spital de, nu vă imaginați că spitalul de la Cocârlați, pe dreapta, nu, un spital de oraș. Să vină nu știu cine, până a venit nu știu cine și-a pierdut piciorul. O să vedeți cazul în câteva clipe. Doamnelor și domnilor, la ordinea zilei astăzi o să vorbim și despre, îmi vrea să zic porcăria asta cu SIPA, dar am zis la începutul emisiunii că o să vorbim și despre asta cu SIPA, pentru că Ana Roman azi a descoperit ce vrea să descopere ministrul justiției. Știți cine și-a băgat nasul în arhiva SIPA, cine a avut acces la aceste informații despre viața, partea aia rea, se presupune, a magistraților, partea aia cu care ei pot fi sau au putut fi ținuți în șah, adică șantajați. Dezvoltăm subiectul, zic, la ordinea zilei. Rămâneți cu noi, vă prezint invitații. Sunt aici Cătălin Ivan, europarlamentar PSD, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Seamnă. Adina Angelescu-Stancu, jurnalist de investigație Antena 3 și cofondator Lumea Justiției, împreună cu Răzvan Savaliuc. Ovidiu Zară, jurnalist de investigații, mulțumesc foarte mult, Ovidiu, pentru prezență. Și ni s-a alăturat unul dintre importanții lideri ai Partidului Național Liberal, domnul Dobre, post-ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule Dobre, pentru prezența la emisiune, parlamentar PNL, evident. Doamnelor și domnilor, suntem la telefon acum cu doamna avocat Gina Halas, care a protestat cu o pancartă. Nu aș vrea să pun accent pe ideea de cancer și de boală și de agravare de boală din cauza stresului în care trăiește de foarte multă vreme. Vreau să pun accent pe lipsa de reacție a instituțiilor statului. Prezentam la începutul emisiunii cazul dumneavoastră, spuneam că este unul foarte simplu. Nu e pe bază de interceptări, de SIE, de SRI, de nu știu cine, de... E un caz simplu. Un om dă în judecată un alt om. Da, ajunge povestea asta la parchet. Unde s-a blocat povestea, doamna Halas? Vă rog, bună ziua. Bună ziua, doamna Grecu. Unde s-a blocat povestea dumneavoastră? Povestea s-a blocat chiar la parchet. La parchet. N-a plecat mai departe pentru că nu se întâmplă nimic vreme de 4 ani. Sunt 4 ani de când am formulat o plângere, s-au depus toate actele necesare instrumentării ei, însă nimeni nu vrea să deranjeze
presupusul infractor, nici măcar cu prezența la declarații. Cu absolut nimic. Imaginați-vă că am formulat o cerere în anul 2015 de studiere a dosarului, care mi-a fost admisă după aproximativ 6 luni. Imaginați-vă că am formulat sesizarea anul trecut la Inspecția Judiciară, care a avut un real talent, un talent cum rar am întâlnit, să-mi răspund așa, cu destul de mult echivoc, pentru faptul că în cauza mea s-au perindat vreo 3 procurori, fluctuație de personal a existat și în cazul poliției, în condițiile în care faptele pe care eu le reclam, respectiv înșelăciune și infracțiuni la regimul legislației inconstructiv, sunt comise în anul 2009, iar peste 2 ani se împlinește termenul de prescripție. Despre ce vorbim? Când mai cercetează această cauză? Că și infractorul are totuși un drept de a se apăra, trebuie să-i dea și lui dreptul de a se apăra.